Pentru plata alocațiilor persoanelor cu handicap în 2014, Comunei Ogrezenii este necesară suma de 506.000 lei. 25% din această sumă este, conform legii, obligația comunității locale, fiindcă legea spune că plățile se fac din fonduri care vin de la guvern și se completează cu fonduri din bugetul local. Adică, la nivelul Comunei Ogrezeni, vorbim de o contribuție locală în cuantum de 127.000 de lei. Este inadmisibil ca într-o comună ca a noastră, care se compune din aproape 6.000 de locuitori, să se atenteze la bunăstarea persoanelor cu handicap, la bunăstarea oamenilor amărâți. Nu pot să-mi explic cum au fost alocate Consiliul Local Ogrezen pe final de an doar 20.000 de lei pentru plata asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și indemnizațiile acestora. S-au prevăzut credite bugetare în Consiliul Local pe anul 2014 în sumă de 506.000 lei, din care 127.000 din partea Consiliului Local Ogrezeni. Adică statul, care ar trebui să aibă obligația de a susține aceste persoane, 25% din obligație o transferă Consiliul Local Ogrezeni. Imaginați-vă că din 5 miliarde, 1 miliard 270 trebuie să-i punem de la noi. Din nefericire, lună de lună, datoria către asistenții personali și către însoțitorii persoanelor cu handicap a crescut, nu doar la nivelul primăriei Ogrezeni, ci și în majoritatea localităților, sumele fiind imposibil de achitat. Mai mult, fondurile guvernamentale vin cu mare greutate. De aceea, reprezentanții administrațiilor locale spun că sumele primite la ultima rectificare bugetară tot nu sunt suficiente. Ei speră ca până la Crăciun să achite măcar o parte din datorie, pentru a le aduce o mică bucurie acestor oameni ajunși deja în pragul disperării.